Bună ziua și bine ați venit la un nou episod de FIFA 13 care în mod cu Borussia Dortmund. În acest episod continuăm perioada de transferuri, mă rog, am rămas foarte mult din ea. Dar avem și un prim meci în Cupa Germaniei sau ceva genul ăsta, mă rog, nu știu cum se... N-aș putea să... Deutscher Pokal sau ceva genul ăsta. Mă rog, probabil Cupa Germaniei. Avem meci cu Hoffenheim, suntem în sferturi. Și dacă bătem, cred că o să picăm cu Schalke. Cred că Schalke o să câștige, se pare că o să câștige din meciul celălalt. Însă, în continuare suntem în perioada de transferuri și așa cum mi-a zis voi, o să încerc să îl cumpăr pe Papadopoulos ăla, mă rog, am avut ceva probleme în scrierea numelui lui, pentru că e foarte ciudat. Mă rog, până la urmă am prins care e ideea cu el. Faza e că voi ați vrut neapărat, adică am văzut numele lui și prin alte videouri, nu numai în ultimul. Și, mă rog, într-adevăr e și bun, adică pentru un jucător atât de tânăr la 20 de ani cât are el, e foarte bun și era cam ce-mi trebuia, era cam pe profilul lui Hummels. Mă rog, am avut și puțin noroc pentru că era într-o formă destul de proastă, altfel nu știu dacă l-ar fi lăsat atât de repede să plece. Și am mai avut problema cu portarul, mi-a zis că să-l iau pe Rui Patricio. Și mă rog, știam pe Rui Patricio că e un portar bun, dar mă gândeam ce să fac cu Weidenfeller pentru că nu veniseră oferte pentru el. Și mă rog, Weidenfeller fiind unul dintre titularii de, mă rog, de obicei, ar fi probabil că o să dorească în continuare să joace titular și dacă nu joc o să facă scheme pe acolo. Mă rog, am avut o ofertă de la Napoli pentru Bender de 18 milioane de euro, dar era mult prea târziu să se mai dau drumul lui Bender și n-am vrut pentru că nu prea aveam nici cu cine să-l înlocuiesc, nu mă gândisem. A venit într-un final o ofertă pentru Weidenfeller de 2 milioane și 700 de euro. E mult prea puțin. Chiar dacă e bătrân, dar e oricum e mult prea puțin. Apoi au cei de la Schalke au vrut 11 milioane pentru Papadopoulos, le-am dat direct, oricum aveam bani. Și o să vedeți că o să am și mai mulți bani până la sfârșitul perioadei de transferuri și o să mă înjurați, pentru că când o să vedeți de ce. Dar mă rog, o să vedeți ce se întâmplă. Până atunci avem meciul cu cei de la Hoffenheim. S-a părut, mă rog, o echipă modestă Hoffenheim și am încercat să joc și cu ceilalți jucători care nu jucasem în ultimul meci. Și mă rog, s-au descurcat destul de bine, am deschis scorul încă din prima fază încă de atac prin Neymar cu lovitura de cap, mă rog, foarte ciudat că a dat gol Neymar și a mai dat gol și cu cap, adică, mă rog, asta e un fel de bonus. Apoi am avut o șansă foarte mare cu Royce, eram indecis dacă să merg mai departe cu el să șutez sau să încerc să pasez lui Neymar. Am șutat până la urmă și n-am făcut bine. Au și o bară aici, o șansă foarte, foarte mare. Apoi Royce scapă și el singur cu portarul și o dă și el fix în bară. A fost, wow, a fost urât de tot cum s-a dus mingea, dar în orice caz, de data asta bara îl ajută pe Royce și marchează pentru 2-0 meciul cu Hoffenheim. Mă rog, cred că o să și câștigăm până la urmă. Sper să putem să câștigăm până la urmă Cupa Germaniei. Grosskreutz face o fază foarte bună din care Royce marchează până la urmă, duce scorul până la 3-0. Și cei de la Hoffenheim, mă rog, nu prea au avut șanse. Nici nu mă așteptam să dea gol. Dar o fac prin Derdio cu minutul 45. Mă rog, scorul la 3-1 în continuare. Am mai avut încă o bară prin Royce. Și, mă rog, meciul părea destul de, mă rog, de rezolvat. Royce a mai avut încă o șansă, dar, mă rog, n-am reușit să marcăm. Și apoi, în această fază, ei reușesc să marcheze golul de 3-2. Weidenfeller a greșit cam ultimul terminat la golul ăla. Ar fi trebuit să iasă. Apoi avem o șansă foarte mare cu Royce. Mingea a fost blocată și, mă rog, s-a dus până la urmă în corner. Și din corner mai avem încă o șansă foarte mare, însă Felipe Santana decide că mai bine lovește capul cu mingea decât cu piciorul din acea poziție. Și
nu se termină faza decât cu un cred că a avut ei posesie, mă rog, nu știu ce s-a întâmplat cu arma. Neymar ratează încă o șansă foarte mare și așa se termină meciul 3-2 pentru noi. Mergem mai departe în Cupa Germaniei, un obiectiv pe care nu îl aveam clar în minte la începutul sezonului, însă se conturează o finală frumoasă cu Bayern, poate că va juca cu Bayern până la urmă, care a câștigat și ea. Cei de la Schalke au acceptat oferta noastră de 11 milioane de euro și am făcut o ofertă clară și lui Papadopoulos. Au cerut 8 milioane pentru lui Patricio și le-am dat 8 milioane. Până la urmă, cei de la Tottenham n-au vrut să plătească 3.200.000 pe Weidenfeller și a trebuit să mă mulțumesc cu doi portari buni. Da, totuși, parcă aș fi vrut ca Weidenfeller să plece. Și în primele două ore n-a fost nimic interesant, doar lui Patricio, care... care i-am făcut o ofertă, și Papadopoulos, care a venit la echipă. Însă abia apoi începe nebunia. O să vedeți exact ce vreau să zic prin chestia asta, pentru că va fi o mișcare la care nu vă așteptați. O să vedeți, așteptați doar. Nu eram sigur dacă până la urmă o să joc cu El Shaarawy în primul 11 sau o să joc cu Royce, pentru că Royce a avut și el niște meciuri foarte bune. El Shaarawy, atunci când a intrat, a dat goluri. Speram să ca, eu știu, trebuie să fie într-o formă mai proastă ca să pot să mă decid, acum e foarte greu. Și apoi vin două oferte pentru Neymar de la Real Madrid și de la Barça, și încă una pentru Kjel, pe care, mă rog, am acceptat-o imediat pentru că nu mai avea nevoie de Kjel. Și am făcut o contraofertă pentru Neymar la 60 de milioane de euro și lui Real și Barsei. Și Realul lui, nu, și lui Real, dar contează. Și am vrut să îl cumpăr pe Alaba pentru că mi-a zis de el, dar când l-am căutat, nu v-am arătat aici, din greșeală n-am filmat, dar în orice caz, faza e că era și el accidentat și n-avea rost să încerc să-l iau dacă n-a, era accidentat, adică era o postupizenie. Mi s-a mai întâmplat totuși uneori ca un jucător accidentat să primească oferte de la o echipă și, mă rog, până la urmă chiar să-l vând. Dar pentru că făcusem acea contraofertă pentru Neymar, m-am gândit că cel mai bine ar fi să discut de acum cu Wolfsburg pentru Eriksen, să am un backup. Și apoi Real Madrid a venit cu ofertă de 50 de milioane, le-am cerut 60 și până la urmă cei de la Real au vrut să plătească 60 de milioane de euro pentru Neymar. Eu aproape că mă întâlnesem cu Christian Eriksen și atunci eram într-o stare de asta foarte, foarte nașpa, pentru că nu mai aveam un jucător ca lumea în echipă și nu știam ce să fac. Și m-am gândit să iau în locul lui Grosskreutz, pentru că nu eram foarte mulțumit de el. Am căutat să cumpăr un jucător ca lumea, șmecher, mare. Însă faza era că mai erau doar 3 ore din transfer deadline și nu prea mai aveam timp. Prima dată am vrut să-l iau pe Eden Hazard. Apoi m-am amintit că îmi zicea lumea de Gareth Bale și am încercat să-l iau cu o ofertă destul de mare. Adică am dat cu 10 milioane mai mult decât valoarea sa. N-au răspuns decât după 2 ore, au vrut 34.500 și am acceptat, am vrut și așa, și apoi s-a terminat perioada de transferul și n-am reușit să transfer pe nimeni în locul lui Neymar. Știu că o să vă pare rău, cred. Mie nu pare chiar atât de rău pentru plecarea lui Neymar, pentru că l-am luat pe Christian Eriksen, pe care vreau de mult să-l iau, am vrut de fapt să-l iau pe Eriksen înainte să îl iau pe Neymar, însă el tocmai se transferase pe atunci, sau nu știu ce se întâmplase, mă rog, de n-am reușit să-l iau. Și am probleme acum cu Bender, care zice că nu e bine plătit. Și, mă rog, am făcut-o, el vrea 70.000 de euro. Am zis, bine, ok, oricum aveam bani, așa că nu era o problemă.
Însă apoi vine cu chestia asta, îmi zice că el nu mai vrea să stea la echipă și că la terminarea contractului vrea să plece, așa că la finalul sezonului o să-l vând, probabil, sau eu știu, cred că o să-l vând. Na, că n-am ce să fac, o să-l vând și o să încerc să iau alt fundaș, alt mijlocaș defensiv, pardon. Mă rog, trebuie să trecem mai departe. Și, mă rog, privesc și partea bună, în cazul vânzării lui Neymar, o să avem mai mulți bani pentru jucători ca lumea de la anul. Însă, trecând la meciul cu cei de la Hannover, parcă, El Shaarawy marchează un gol frumos, a avut un control al balonului foarte bun. Carrillo și el are o șansă mare, însă șutul e foarte, foarte, foarte prost. Însă reușim până la urmă să marcăm tot prin Carrillo și cu mult noroc. E a doua oară când marchează cu ceva noroc Carrillo, însă nu contează. Facem 2-0 și meciul oricum era în favoarea noastră, și de la Hannover sau era Hamburg? Habar, cred că era Hamburg, nu Hannover. Nu prea au avut șanse, apoi am tot atacat, însă șansele veneau, însă nu puteam să marcăm. Până la urmă Carrillo scoate un penalti în minutul 90. A fost, mă rog, a fost foul clar, nu știu de ce se mai tot opticau ei pe acolo, însă nu contează pentru că El Shaarawy bate penaltiul superb. Am crezut că o să ia portarul acea minge, însă până la urmă a fost un gol care încă o dată mă pune în dificultate, nu știu pe cine să aleg mai departe în următoarele meciuri. Și apoi am văzut chestia asta că în Champions League vom juca 16-mile cu Real Madrid, și acum chiar că începe să-mi pare rău că n-am văzut pe Neymar acolo. E nașpa, în orice caz, că am picat cu Real Madrid, sper să putem trece de ei. Însă nu sunt sigur, pentru că au o echipă foarte bună. Chiar aș vrea să fac un fel de event anul ăsta, pentru că sunt în stare, adică în campionat am multe puncte avans. Cupa nu cred că ar fi o problemă să o câștig, poate doar Bayern o să-mi pună probleme. Și în Champions League ar fi cea mai mare problemă totuși, pentru că acolo sunt cele mai bune echipe și mai ales că acum am dat peste Real Madrid, nu știu dacă o să fie atât de ușor să trecem. Apoi urmează meciul cu cei de la Frankfurt, am avut aici o problemă cu controlul, what the fuck, nu știu de ce. Dar, mă rog, am avut o problemă, nu contează, până la urmă am rezolvat-o. Însă vreau să vă mai întreb o chestie, de care nu sunt sigur. Voi, pe cine ați vrea să joc? Pentru că eu, în contrare, nu sunt sigur, pe cine ați vrea să joc? Să-l joc pe Royce în primul 11 sau pe El Shaarawy, pentru că amândoi au jucat foarte bine, credeți-mă, au jucat foarte bine în meciurile astea. Și pur și simplu nu știu, iată aici, Royce, ce gol frumos marchează din vole cu piciorul stâng. Facem 1-0 în minutul 3 și iarăși eram foarte... Mă rog, eram în dubii, nu știam pe cine să joc și nu știu în continuare, de-aia vă întreb pe voi pe cine ar trebui să joc... În meciurile următoare ca titular pe Royce sau pe El Shaarawy. Christian Eriksen marchează și el golul de 2-0. E bine, Christian Eriksen este într-un fel mult mai eficient decât decât Neymar, sincer. Și apoi vine acest gol al lui Bender, face 3-0 și iată că Bender vrea să plece, însă, sincer, a marcat destul de multe goluri în campionat sau, în orice caz, a avut evoluții foarte bune. Și nu prea vreau să-i dau drumul, mă rog, o să vedem dacă rezolvăm ceva până la urmă. Christian Eriksen mai are și el acolo încă o șansă foarte mare, Royce aici cu încă o șansă mare, însă nu reușim să marcăm. Până la urmă, este un gol din corner și... Cred că e al doilea gol din corner în două episoade, ceea ce e o îmbunătățire foarte mare. Până acum nu reușeam să marchez deloc, deși înainte o făceam destul de mult. Aici, nu știu cum arată, sincer. Deci pur și simplu a fost penibil că nu a reușit să marcheze. Aici Carrillo ratează și el.
Și scorul putea să fie vreo 4-0 cu ușurință, însă se termină 5-0, pardon, chiar am fost 4-0, what the fuck. Când am dat golul. Deci a fost 4-0 până la urmă, dar puteam să facem vreo 5-0 cu ușurință. Și suntem pe primul loc în campionat, avem cât, nu știu, 60, avem 60 de puncte. Bayern e clasată pe locul 2, are 51 de puncte, deci 9 puncte diferență între noi și locul 2. Și nu cred că poate să ne mai ajungă cineva din campionat, e greu, sincer. E foarte greu. Sper să putem să câștigăm campionatul. Sper că noile achiziții o să-și facă treaba foarte bine, până acum o fac foarte bine, Baba Dopul joacă bine și arabii de goluri, Rui Patrice apără bine, în orice caz. Vă mulțumesc pentru vizionare, nu uitați, coment, like, subscribe, sunt apreciate și vă aștept la următorul episod din FIFA 13 Career Mode. Toate cele bune, băi, asta e nou, la revedere!